Salutare tuturor și l-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer, aici pe Crowland, pe Ciora RPG, cum spun unii. Dacă vă place episodul, nu uitați să dați un like, să strângeți și la episodul ăsta peste 100 de like-uri, cum a strâns la ultimele episoade. Cei care sunteți noi să vă abonați, bineînțeles, și să apăsați pe clopoțel, pentru că clopoțelul este cel mai important. Să-mi dați și mie un follow pe Instagram, eu sunt Alex Barajos și na. După cum vedeți în titlu, astăzi o să vă prezint cam tot ce e legat de mafii de pe acest server, care urmează să fie deschis pe 25, adică peste exact o lună, 25 decembrie, nu 25 noiembrie. Pe data de 1 se deschide beta-ul, adică puteți să intrați și să testați joburi și alte chestii, mafiile, etc., etc. Și na, în proporție de, zic eu, 80% cam știm ce o să fie cu mafiile, adică numele, etc. Na. Și, na. Deci, pe server, sunt două orașe, LS și SF. În fiecare oraș o să fie câte 3 mafii. Dacă dăm factions, vedem aici că avem Grossi, Verdant și Vagos în LS. Hai să vă arăt prima dată mafiile din LS, pardon, ca să vedeți și cum. Goto HQ 4, aici e Grovu, bineînțeles HQ clasic. Dacă o să mai fie nevoie să adăugăm mașini, o să mai adăugăm mașini, adică nu e asta o problemă. Dar zic eu că e ok, 4 motoare, un sultan, 2 Huntley-uri, o savana și un admiral. Acum, na, dacă o să fie nevoie, mai adăugăm, că asta imediat le-am adăugat. Goto HQ 5, aici este Verdantul, pe munte. Mafia asta se numește așa pentru că așa se numește și toată locația asta și pe single player și tot așa. De asta i-am pus eu numele ăsta. La fel, aceleași mașini, doar că altă culoare. Goto HQ 6, aici este Vagosul. Pentru cei care vă întrebați de ce l-am pus aici, păi, altundeva n-aveai unde. Aici o să fie casă. Aici ar fi prea retras, prea, nu știu, restrâns, prea mic locul. Și a venit era cu ideea să punem aici, bine, era cu Dream. Eu aș fi vrut să-l punem aici în față, acum că e acolo în spate, na, se mai, nu știu, ca un fel de mafie în realitate, pentru că mafiile nu sunt la vedere cum ar fi, știți, și așa aici ascunsă e mai bine. Deci astea ar fi mafiile din LS. Dacă dăm factions, vedem că mai avem încă 3 mafii, SF Bikers, Darifa și Italian în SF. Hai să mergem la Goto HQ 10. Aici e Bikers-ul, ca pe Bugger, dacă e, da, cred că e ca pe Bugger, fix aici, e, na. Aceleași mașini, doar că altă culoare, încă nu știu culorile la mafii, gen, încă nu le-a băgat. I le-am dat, dar nu le mai țin minte care cum sunt și, na, Goto HQ 15 este Darifa. L-am pus aici pentru că e fix în mijlocul, cum ar fi în mijlocul SF-ului, e la o distanță destul de egală față de ambele HQ-uri, rivale, gen Italian și Bikers. Inițial voiam să-l punem cum e pe Nefrit, undeva pe aici, dar ar fi fost prea aproape de ăsta. Așa aici e perfect. E aproape de SFPD, e o mafie, nu știu, care va fi ok. Cred că e singura mafie care nu are turf pe HQ, adică fix aici, gen aici să fie turf, nu, începe de undeva de mai încolo. E foarte bine pentru că Brief ar fi avut atunci un spawn kill, mamă, și încă cum, pentru că putea din toate părțile astea, gen aici, să le fac un spawn kill din ala nebun și să nu mai iasă nimeni. Și Goto HQ 16, care e italianul, care este aici. HQ Basic, normal. Și, na. Hai să vă arăt și turfurile, pentru că turfurile încă nu sunt băgate pe server, dar am o poză cu ele pentru că eu le-am făcut. Cam astea ar fi turfurile. Probabil că nu prea se vede atât de bine, dar înțelegeți oarecum. Aici n-am pus surf pentru că e clădirea asta mare, na, aici oricum nu prea e acțiune și na. Am pus turfurile, sunt cam la fel, câte 23 în fiecare oraș. Altceva nu știu. Nu sunt nici chiar foarte mari, nici chiar foarte mici, adică odată ce ești la war, gen, nu o să dai de un adversar odată la 5 ani, ținând cont că o să fie și undeva la 20-25 de soturi pe mafie. O să aveți, gen, nu o să fiți singuri pe turf cum e pe alte servere. Nu sunt gigantice, dar nici foarte mici să n-ai loc să intri pe turf. Deci sunt ok. Dacă o să fie nevoie, o să fie schimbate, adică nu rămân astea bătute în cuie. Depinde să vedem cum o să fie după, eu știu, o săptămână, două săptămâni de war-uri. Și na, dacă aveți voi sugestii legate de mafii, nu știu, de regulament, arme, pentru că la arme încă nu știm, știm sigur că o să fie M4, Deagle, AK și Rifle. Dacă vreți alte arme, nu știu, Tech, pentru că aia ar fi singura armă, Combat nu o să fie băgat pentru că se poate trage prin colțul de la perete și ne oferă anumite avantaje și dacă l-am pune de la rang 3 sau 5, tot aia ar fi, adică tot gen, aia cu rang mai mare ar fi avantajat față de aia de rang mai mic și n-ai avea nicio șansă, na.
Dacă aveți sugestii de arme, puteți să le lăsați în comentarii. O să citim toți comentariile de la videoclipul ăsta, pentru că n-ai videoclipul legat de mafii. Și na, warul o să aibă câte 15 minute, pentru că, nu știu, eu când m-am jucat în mafii undeva la 2 ani, mă plictiseam de fapt să am, nu știu, eu să fiu într-o mafie bună. Și, na, dau acum exemplu, Derifa, mafia asta, bine, hai să nu dau pe Derifa ca să n-are târfășcu. Dau pe Bikers, Bikers, mafia aia, e cea mai slabă de pe server. Eu sunt în Rifa. Noi avem orașul și Bikers-ul de la ei pe așcă. Nu știu, e oarecum ciudat să te joci 20 minute în continuu pe același turf și să nu poți să le dai fail. Așa mai bine e 15 minute, știi că mai reduci din timpul ăla, sunt mai multe war-uri pe seară, lucru ce ține mai mult jucătorii online, dacă îi poți spune așa, bine. Practic, nu îi ține mai mult, dar mă refer că e mai multă activitate în mafie, pentru că dacă ești într-o mafie bună și dai de o mafie slabă, hai să zici că le faci spawn kill 10 minute și te plictisești după aia, adică zici, bă, tot ăsta dă atac pe mine, n-are rost, eu ies. Și cam asta ar fi fost o seară de war-uri pentru un jucător. Așa mai bine 15 minute și, na, altceva, nu știu ce să vă mai zic. Cam ăsta ar fi sistemul de war-uri, adică nu e nu știu ce, e ca pe toate serverele. La regulament l-am făcut în mare parte, doar că mai aștept să văd și ce comenzi o să bage Cătălin Scripterul. Cam ce o să fie, gen, ca să știu să mă orientez cum ar fi când pun acolo comenzile sau eu știu, na. Raportul încă nu știu, pentru că încă nu știu economia pe care era trebuie să o facă din câte am înțeles, deci, na. Și cam asta ar fi, astea sunt mafile, o să apară și în tot momentan Bikers, Rifa și Italia n-apar toate cu roz. Trebuie să le adaugi culorile. Din câte am înțeles astăzi, voi când vedeți episodul, adică astăzi, ăsta o să fie adăugate și culorile. Și na, de pe întâi se scoate parola, momentan e parola server și o să puteți să intrați să testați. Aveți oricum IP-ul în descriere dacă vreți să le adăugați acolo la favorite. Și na, deci cam ăsta ar fi episodul, ceva mai scurt, dacă îi pot spune așa. V-am arătat cam tot ce ține, tot ce e legat de mafie, de mafii. Și na, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, să-mi dați un follow pe Instagram, eu sunt Alex, pentru cei care, na, aveți oricum link în descriere de la Instagramul meu. Și na, nu știu când o să mai fac un live, probabil că, de fapt nu, pe întâi, naiba, că durează prea mult, zilele astea, nu știu, să văd, săptămâna asta, să văd că nu o să am timp liber în mare parte. Și na, eu am fost Chelo, dacă, în fine, hai,